Mihai și Hatice se gândesc serios ce vor să facă după emisiune. Să-și cumpere o casă sau să facă nuntă? Ce vrea prima oară? Când ce? Să facem gen... Să facem bani, să facem nunta sau să facem bani să luăm o casă? Iubire, sincer, cred că e mai important o căsuță. Părerea mea. Și după putem să facem și nunta. Da. Nu? Da, oricum, când ieșim de aici, putem gen să ne luăm verighetele, să ne facem la preot. Ca logic o să mergem. Și după aia gen să ținem... Dar cum se cheamă? Cununia religioasă? Da. Logic, mergem, cum să nu. Când îți pune aia pe cap, am fost la cununie, la un prieten. La biserică, frumos, te pune să juri cu mâna pe Biblie. Da. Îți spune aia, frumos. Și am putea să facem asta. Păi și după faci, nu? După e petrecerea. Petrecerea, seara. Când o fi un an, doi. Nu, nu mai facem petrecerea. Nu, nu, dar gen la final. Mai facem doar... Cununia religioasă, cu familiile. Citirea, dezlegarea... Cu familiile, logic, da. Știi? Nașii, trebuie să vină nașii. Da. Care o să fie. Asta încă nu știu, sincer. Mie încă mi-a rămas în cap când ne-a doamna Minodora, că să vreau să fie nașa cuiva. Mie mi-ar place să fie nașa noastră. Categoric, dacă... Nu pot să mă duc să-i propun. Normal. Dacă mai ține minte că a zis asta, că o să știi vrea să fie nașa. Cred că tu trebuie să-i ceri. Eu? Cred. Nu știu. Știu că era ori să fii nașii, nu vreți să fiți nașii noștri. Dar, da. Putem să avem amândoi verighete, putem să facem chestia asta și după aia... Mi-e place aur alb. Și mie. Chiar îmi place aur alb. E frumos. Dar există aur roz? Nu știi, da. Și ai purtat aur roz până acum? Da. Și cum e mișto? Roșu sau roz? Da, roz. Roz am văzut. Mai știu. Am un inel de la mama care are 3 de la vin. E aur roz, galben și alb. Da. Și mai e careva? Nu știu. Nici nu știi ce inel îmi place mie. Cum mai vreau să fii inel? Deloc ordine. Vrei să... Sincer, la ce m-am gândit eu și finuț, dar parcă mi-ar place și ceva așa mai... Nu neapărat extravagant. Să fie între. Tu fiind o femeie puternică... Gen cum ar trebui să fie? Nu știu. Ți-ar face cu niște pietricele așa pe lângă? Sau vrei să fie doar inelul, de exemplu, și cu pietricica pătrată, mai mare un pic. Tu știi deja ce inel îmi place. Ce-i dat de cap? De unde? Când n-am decât asta niciodată. Da, nu cum. De asta am zis, pentru că asta cred că îți place. Că așa mică. Nu mai minți. Iubi, nu ți-e zis să mai minți. Acum când de-aia ți-am și pus întrebările astea și te-ai dus fix pe piatra care am spus-o eu, adică... Piatra mai mare și pătrată. Da. Dar de unde? Că n-am discutat asta niciodată. Înseamnă că te da, cunosc foarte bine. Nu, ai vorbit cu doamna Eleonora. Și asta crezi tu când? Bine, nu minți. Mai bine te-aș... Dacă bine. Era ceva, nu ziceam și vă așteptam... Păi, dar nu ți-ai dat seama. Nu, că mi-am dat seama. Da. Uite, am întrebat dacă îți place să aibă niște pietricele pe lângă. Da? Da. Dar când o să facem, tot ce fac? Le mai ținem pe astea? Da. Pe al deget. Tu acum pe ce mână? La verighetă, când o să facem verighetele, nu. Păi eu o să am verigheta aici, de exemplu, da. Sau pe dreapta, pe stânga. Stânga. Eu o să am doar verigheta, sau să-l pun aici. Da. O să-l schimb pe ăsta, să mi-l pun ca lanț. Da. Dar nu, că e riscant. Dar merge și ca lanț, nu? Uh-huh. Un lanț lung și să pun inelul acolo. Uh-huh. Dar cum vine seara, cei doi nu se mai satură de iubire. Oh, and I don't know
întrebare, măi... Tinereilor. Tinereilor. Bă, da, voi și dacă vă prindeți, mă lăsați omul în pace, mă, mă hatige, mă. Nu nimic, eu doar i-am zis o idee din capul meu și s-a nimerit să fie așa. Mm-hmm. Dar tu vrei să te ceară? Sau nu mai știi ce mai vrei? Ești atât de îndrăgostită încât fie ce-o fi până la urmă. Normal. Important e să fie el acolo. Corect. Păi și de ce nu-l lași în pace? Lasă omul să-și facă manevrele dacă are ceva de făcut. Eu v-am mai zis, mă, de ce vrei să știți? Știi că am vorbit de Moș Crăciun? Da. Nu mai fi ca atunci când îl căutai pe Moș Crăciun prin casă. Că ai crescut, nu mai ești de vârsta lui Moș Crăciun. Lasă-l pe Moș Crăciun să vină și să intre cu burta aia mare direct pe horn. Sau pe calul alb. Sau pe calul alb. Ia uite cine știe. Da. Ia să auzim, Ștefania. Îmi place foarte tare de ei. Se vede că se iubesc foarte mult. Și bineînțeles că ea vrea să fie cerută, dar îți dau un sfat. Bărbatul urăște să fie pus între ciocan și nicovală. Evită, chiar dacă îți dai seama de anumite lucruri. Da? Cred că este talentul ascuns al lui Hatice și noi acum l-am descoperit. Dar, nu e chiar atât de ascuns. Chiar îi dă seama de foarte multe lucruri. Ce pisălogeala și cicăleala este talentul ascuns al lui Hatice? Să-l cicălească și să-l pisălogească pe Mihai la cap? Asta? Noi toate facem asta. Da. Da, nu, bărbatului nu-i place nici să fie cicălit, nici să se pună presiune pe el, nici să fie pus între ciocan da, și nicovală. Da, bărbatului îi place să trăiască așa într-un dolce faniente, să nu-i spună nimeni nimic, să facă ce vrea el. Și femeia ce să facă? Păi, dacă tot și-l dorește și-l vrea de soț, zic să fie o relație armonioasă între ei. Și păi și ce să facă? Să aștepte să-l până când o vrea el? La Sfântul Așteaptă? Să-l atragă. Să-l atragă. Păi dacă el este adormitul... Eu doar vreau să vă aduceți aminte cum erau ei doi la început. Dacă eu am o imagine în minte foarte clară despre cum erau ei la început. Uh-huh. Și am o imagine despre cum sunt ei astăzi și mă uit la Mihai și mă uit și la Hatice și cu siguranță își aduc și ei aminte despre ce vorbesc eu. Da? Ea a știut cum să-l atragă, punct. Da, dar între timp a devenit o pisăloagă. E, aici, de aceea îi spuneam că nu-i place bărbatului. Pentru că îl vrea, pentru că l-a vrut, pentru că îl vrea de bărbat, e nevoie să facă aceste lucruri. Eu știu, soluția este să aibă răbdare. Cum ai răbdare? Că acolo e șmecheria. Lucrezi cu tine. Astăzi un pas, mâine un pas, da? Și observ că dacă te duci peste bărbat și îl sufoci și îl cicălești, el pleacă mai departe. Dar dacă tu observi că te preocupi să-l atragi, vei observa că el vine la tine. Și observând aceste lucruri, începi să reduci din acel grad de cicăleală și de presiune. Eu zic că ar fi mai simplu ca Mihai să urgenteze lucrurile și domnișoara, pragmatism! Da? Dar știți care este? Că după ce o cere... Acolo intervine conviețuirea și este și mai complicat, adică nu este suficient. Odată cu cererea în căsătorie, nu se termină lucrurile. Lucrurile abia încep acolo. Abia ți-ai pus paie pe foc. Asta zic. Așa că, Mihai, ești pregătit pentru incendiu? Da. Da, da, pentru că Hatice e ca un incendiu. Da. Și eu sunt apa. Bun, deci Hatice, lasă-l pe Moș Crăciun că o să-i albească barba dacă nu-l lași în pace. Și vorba, Raluca-i tu, urgentează lucrurile, că nu mai așteptăm până pe 25 decembrie, Doamne iartă-mă. Bine, cu nuntă sau cu casă? Cum e treaba? Cu casă. Cu casă. În unanimitate? Și cu nuntă, nu? Ba da, va veni și nunta, dar ne-am gândit mai întâi să fie casa acasă, avem unde să stăm. Că de-aia e casa acasă. Fac nuntă și unde stăm. Da. Păi cu banii din nuntă poate... Sincer, nu m-am gândit să fac nunta doar ca să... Păi, na, o să există familia care... Corect, siguranță și dacă aș fi și pe minus, n-ar fi nicio problemă, adică nu... Eu... Da, dar ne aș vrea să ne simțim bine și... Cel puțin eu de fiecare dată lucrurile mi le-am făcut singur, acum că sunt cu el, să ne le facem amândoi.
Da. E și mai bine așa, să nu înceapă. Stai că eu ți-am dat banii de nu știu ce, stai că eu ți-am luat rochia să fie cum vreau eu și așa mai departe. Pe de altă parte, vreau să vă zic ceva. În viața unui cuplu, amintirea căsătoriei este una extraordinară. Mereu îți aduce aminte. Mai găsești câte o poză, mai îți mai aduce aminte de bețivul ăla care s-a îmbătat și a făcut ca toate cele, că nu există nuntă fără un bețiv, să fie foarte clar, care se strice petrecerea dimineață. Așa, sau, nu știu, tot felul de chestii pe care ți le aduce aminte, unele mai hilare, altele mai serioase, altele de stare, de sentimente. Așa că ar fi bine să vă satisfaceți și ego-ul acesta categoric legat de felul în care voi vreți să vă trăiți nunta, pentru că sunt lucruri importante. Dacă vreți, evident. Normal că vreți. Dar consider că suntem și foarte norocoși. O să avem niște imagini precum o nuntă, rochie, în costum, adică putem să o amânăm petrecerea. Da, puteți să o faceți atunci când sunteți pregătiți și când simțiți voi că e momentul oportun, niciodată mai repede. Bine, luăm pauză și după pauză o să aflăm